Teribilist care în urmă cu două zile se dădea în spectacol pe DN1 gonind pe contrasens ca să sperie lumea a dat astăzi ochii cu polițiștii de la rutieră. El și prietenul lui au fost chemați la audieri, dar au plecat fără să primească nici măcar o amendă. Legea nu-i poate pedepsi pe baza unor filmulețe de pe internet. Întâlnirea cu polițiștii le-a cam tăiat cheful de cântat. Șoferul și prietenul care a imortalizat cursa pe ritmuri nebune au acum regrete. Cel mai mare că au fost prinși. În momentul ăsta îl consider necugetat, a fost o inconștiență de moment, regret și... Na. Eu sunt cel care a filmat, da. Cum ți se pare ție gestul șoferului? Un gest inconștient. Ne pare rău. Te doresc mai mult, mai mult, copie, care minuni. Te iubesc și orice-ai face, la tine totul îmi place. Șoferului de 21 de ani nu este nici acum clar unde a greșit. Și ce dacă a tras de volan pe contrasens ca să sperie un pieton, doar nu l-a nimerit. Asta a fost o... așa se vede în videoclip, dar aveam, cred că, 2 metri până la el. Nu era chiar aproape. Dar ce viteză aveai? Asta nu știu să vă zic, n-aveam viteză mare. Viteză mare nu era, că n-aveam cum să fac chestia aia așa, dacă aveam viteză mare. La poliție a ajuns și tânărul care s-a dat în spectacol în parcarea de la Național Arena în seara meciului cu Franța. Am vrut să plec și n-am reușit să plec. Înțelegi că mi-a scăpat piciorul pe accelerație? E foarte puternică și se învârte de multe ori. O să mai faci? Regret fapta, dar... nu o să mai repet. Deocamdată, polițiștii nu au ce să le facă acestor doi șoferi. Legea nu acceptă ca probă înregistrările video care nu provin din aparatele omologate. Dar pentru teribiliști se anunță vremuri grele. Vom încerca să promovăm spre Parlamentul României o prevedere legală pe baza căreia să putem să luăm aceste măsuri așa cum ele sunt prevăzute în legislația rutieră. Până atunci, poliția nu poate face altceva decât să-i cheme la secție și să-i urecheze pe teribiliști. Cu viteză.